Cozi interminabile, forfotă și comercianți care nu mai fac față comenzilor. Cam asta a fost atmosfera în piețe în ajunul Crăciunului. Oamenii au ieșit la cumpărături și au luat cam de toate, de la carne de porc până la verdeață, pentru ca masa de sărbători să fie încărcată cu produse tradiționale. Cum au mers vânzările? Binișor. Binișor, nu cum ne așteptam, dar oricum, binișor. E forfotă mare aici în piață. Ce se caută cel mai mult? Fructe, în primul rând, și cartoful și ceapa, morcov, asta. Roșii nu avem, că e criză. Ce târgâiți? Măruntaile, care am uitat să le luăm înainte de sărbători, cum ar fi la cumpărăturile mari. Ce trebuie? O ceapă, un mărar, un cimbru, măruntaie dintre astea. Noi trebuie să cumpărăm, oricum să existăm, trebuie să cumpărăm. Chiar dacă e scump, chiar dacă e ieftin, tot trebuie să cumpărăm. Nu ne punem problema. Nu avem pământ la țară, nu avem nimic. Aici e baza noastră. Legume cumpărăm. Pe ultima 100 de metri, așa? De metri, da, da. Ce pregătiți? 10 kilograme. Ce pregătim, nu mare lucru. Ce se pregătește de Crăciun? La fel de salată? Pentru salată, da. Cum se pare la preț? Au crescut așa în ultimele zile? Da. Cum a crescut, bineînțeles, cu ce să facem? Cum am mers vânzările zilele acestea la carne? Mulțumitor, foarte bine. A cumpărat toată săptămâna, s-a pregătit pentru o zi toată săptămâna. Am venit să iau și eu niște carne tocată, să fac niște sarmale, cam o nepoțică. Și acasă. Carne de porc? Păi n-am bani. Iau decât carne tocată. Prețurile au rămas cam aceleași, spun comercianții, însă la unele legume a crescut simțitor în ultimele zile. De exemplu, roșiile și castraveții au explodat, și ardeiul. Deci produsele din afară. Castraveții 110 sunt, 11 lei, ardeiul 14 lei, roșiile am înțeles tot 11-12 lei, dar eu nu am, că n-am luat, n-am găsit. Așa cum este firesc, spiritul sărbătorilor de iarnă i-a cuprins pe toți, atât pe comercianți care și-au etalat cea mai bună marfă, cât și pe cumpărători care au dorit ca de pe masă de Crăciun să nu lipsească nimic. Așa se face că vânzările la legume, fructe și carne au fost peste așteptările vânzătorilor.